Un bărbat din Roma, județul Neamț, a fost arestat de procurorii de la crimă organizată pentru că intenționa să comită atentate teroriste în care să ucidă membrii ai trupelor speciale ale Ministerului de Interne. Individul trecuse la religia musulmană și se considera pregătit să acționeze precum jihadiștii. Colegul meu, Alex Prunan, ne spune întreaga poveste. Bun găsit, individul era plasat sub control judiciar în urma unei tentative de omor, iar periodic trebuia să se prezinte la secția de poliție. Nu a respectat această măsură. Ba mai mult, susțin anchetatorii, era decis să comită atentate cu bombă împotriva polițiștilor care au mai încercat să îl trimită după gratii. Cristian Bârzu știa foarte bine ce înseamnă să stai în închisoare. Mai stătuse într-o celulă și în Germania, unde de altfel a și intrat în contact cu mai mulți deținuți de religie musulmană. Mai mult, a trecut la islamism și a început să se radicalizeze. În plus, intenționa să revină în Germania, de unde să ia legătura cu jihadiștii din Siria. În urma perchezițiilor, procurorii au descoperit că Bârzu avea un tiang de acte de identitate falsificate, 16 telefoane mobile și o grămadă de bani. Anchetatorii au ridicat toate hardiscurile, laptopurile, sticurile și imprimantele pentru a descoperi toată corespondența purtată cu extremiștii musulmani. Cristian Bârzu era cunoscut de mulți ani de polițiști. Era un membru de bază al celebrului clan Clămparu și era celebru pentru violența sa. O demonstrează lista lungă de infracțiuni pentru care a mai fost condamnat în România, începând de la proxenetism și până la vătămare corporală și viol.